vlog surpriză. Am ajuns astăzi la skate, facem puțin de antrenament. Sunt cu Riana. Este și Oleg, dar s-a dus să-și reîncarce cartela, să aibă internet la Orange roaming, pentru că o să vină cu noi în Paderborn, Oleg, și o să aibă nevoie de internet acolo. Aștept să vină și el. Nu știu cât de mult o să ne putem da pe skate azi, pentru că s-ar putea să vină ploaia. Am vorbit mai devreme cu Dani, iar Dani e la Craiova și mi-a zis că la Craiova plouă de rupe. Dar hai să vedem ce o să se întâmple. Ia zi, Riana, ce placă ți-ai montat astăzi? Trebuie cu plăcile noi. Ia, de ce placă și-a montat Riana? Single kick-ul ei preferat, forma ei preferată. 7-4, side cuts, waltz. Aoleu, cu placă nouă. Nu știu, Riana e genul de persoană care îi plac plăcile astea noi, abia montate, dar mie îmi trebuie vreo săptămână așa să intru în ele, să mă simt confortabil. Serios. Cu asta nouă te-ai sfătuit să nu faci asta, dacă o distrugi la asta și n-ai. Și nici nu ai holșuri băgate în ea. Vreau să bag în rutină în Paderborn. La sfârșit? Da. Știi cum e? El e fain așa, trick with broken fingers, numai că e distrugător de plăci, pe bune și pe bună dreptate. Adică numai eu știu câte plăci am distrus. Știu. Băi, deci nu se poate la ceva. Deci efectiv a dat broken fingers-ul, efectiv l-a dat în second try pe zona asta, pe suprafața asta. Ai mă, ce dracu, nici măcar n-am filmat. Poți să mai dai unul? Băi, deci l-ai dat atât de clean, frate, a fost mai clean decât ăla de ieri. Secretul. Gen, nu ți placa. Uite așa. O ții puțin mai așa. Eu așa îl dau. Un pic mai în diagonal așa. Da. Wow! Da, chiar asta pare să fie secretul. La aterizare puteți mai sus. Da. Da, cam așa o dau și eu. Da. Păi ia, uite un back to back. Dar nu promit că o să-mi iasă first try, să știi. Și nici măcar nu m-am dat deloc astăzi, dar hai să fie ăsta primul trick pe ziua de astăzi. N-am dat nici măcar un wag de tot. Dar sunt neîncălzit. Am încercat, da. E distrugător de plăci trick-ul ăsta, jur. Mai dau o dată. Aolo, nu mai dau. Nu mai dau, mai bine las pentru Paderborn try-urile astea. În ultima zi. Nu, și am și băgat hol șuruburi, dar efectiv distruge placa. E groasă. Eu știu, mi-am zis că am trecut în parte, până am încercat de câteva ori să dau caruselul. Mm-hmm. 10 ori maxim mi-a făcut placa de casă. Da, știu, e suprafața aia super agresivă. Și de-aia ți-am zis că mi-e milă să pun o placă nouă pentru Paderborn, m-aș dat-o pe asta acolo. Asta dacă o stric, parcă nu-mi pare rău. Oleg just arrived. Și a reîncărcat. Oh, iar Iana încă se chinuie la tricul de ieri sau de alarte, când am filmat. Nu, ieri am filmat. De alarte. Sau alarte. A, ce mă lăbuie. Dar l-ai luat mai devreme, parcă. Da, l-am luat și cu tine. Parcă este mai bine pe placa asta, single kick. Ia, hai, mai filmează. Hai că filmez. Este, mă, este. Ăla e. Încă unul. Iana și-a băgat acum căștile pentru că vrea să-și exerseze rutina pentru Paderborn. Are niște idei noi să înceapă diferit. Între timp a venit și nu mai știu să vorbesc, iartă-mă. Între timp a venit și Teo, zis mânuță. Ce ești, Teo? Bine, am ieșit și eu din casă. Am dormit până acum și mi-e somn. Foarte bine. Încă mi-e somn, chiar dacă am dormit până acum. Mă bucur. Ia uite pe Iana în acțiune. Și face rutina, Iana. Vrei să te încălzești? Da. Ai văzut broken fingers-ul Rianei? Da. Chiar? L-a dat și astăzi. Da? Două ori. Mișto. Numai că e distrugător de plăci, efectiv. Mamă, nu l-am prins pe ăla. Bă, chiar flow. Oh, nice. Nice. Yes. A venit flash-ul. Bă, a venit fără să plouă. Da.
Wow, wow, wow! Ar fi tare să-l înveți. Ar fi chiar tare să-l înveți. Mi-a scris IK că vrea să vină la Euro Freestyle. IK mi-a zis că vrea să vină la Euro Freestyle, să-i dau câteva detalii, niște informații de acolo, da. Îi scriu diseară. Da, 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 da. Chiar ar fi tare. Pentru necunoscători, Rihanna se dă de foarte multă vreme pe forma asta, deja a devenit forma ei preferată. Iar pe viitor, dacă o să devină pro și o să aibă pro model, cred că asta va fi forma. Ce îți place cel mai mult la forma asta? Ce anume îți place? Ce? Că mă dau foarte bine pe ea. Nu știu ce era că îmi place, dar e frumoasă. Da, oricum știm că îți place single kick cu asta, clar, toată lumea știe, dar... Probabil... Sidecut-urile astea, că stă super bine în rail. Asta clar are ceva de a face. Spoon nose, da. Așa îi zice Mike, spoon nose. Nu știu, dar mă dau prea bine pe ea. Oricum, e Caterinca, e chiar mișto forma asta, m-am dat și eu de câteva ori pe ea și stă super bine în rail, adică stă prea bine în rail. O placă single kick n-ar trebui să stea atât de bine în rail, dar stă pentru că are sidecuts-urile astea. Da. Și asta o face... Așa că, în concluzie, să cumpărați mai multe plăci de la Wolves. Da, exact. Numai că trebuie să facem cumva să le și găsim în Europa, că nu prea le găsești. Da. Dar o să rezolvem mai, cred că, treaba asta în viitorul apropiat. Hai să te bag și pe tine în vlog. Da. Hai că suntem puține azi. Vreau da, să zi, da, hai. Vreau să te bag și pe tine. Dă câteva tricuri. Ce vrei? Nu știu ce naiba am. L-ai pierdut pe ăsta? Nu de pierdut, așa l iau, dar mă doare foarte tare mult aici. Ai făcut vreo întindere ceva? Eu zic să faci un pic de încălzire înainte și m-am să te dai. M-am încălzit. Ai încălzit? Ok. Hai că l-ai luat. Te-ai super deplasat din partea aia. Am ajuns aici. Da, știu. Bă, cu ăsta. Oh, 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 oh. Oh! A căzut casca. Ați căzut și casca? Ia uite. Hai, bagă mare, te las aici să te antrenezi. Poate mai încolo, iese ceva. Da? Hello. Oh, oh, oh! Dacă vrea stau mâine. Dar nu prindea, gen, când, când arunci și la, când, dacă îmi prins, ținea mâna așa, mi se pare. A, ah, ok, ok, ok. E greu să stai mult, știi. Hai că te apropii oricum, ar fi tare să înveți unul din ăsta. Deja 3 tricuri de 2 zile. Da, da. Trebuie să-l decupez pe ăla, am uitat, trebuie să-l decupez neapărat de seară și pe ăla. Oh, bun. Ia, trebuie să exersi asta într-o mână mai mult. S-o prind, s-o pun sub mine. Da, dar te obișnuiești la un moment dat, să știi. Că așa am zis și eu prima oară, că e super greu să stai într-o mână, dar la un moment dat te obișnuiești, te prind atunci. E, trebuie să stai o secundă jumate. Dacă o și până... Da, asta e. Că e foarte ciudat, că depinde de cum o prins, că zic că dacă o prind... Stai. Așa. Trebuie să întorc cumva mâna. Nu da. Știu. Trebuie să o prind neapărat așa, ca să pot să o prind. Nu, n-am fost pe fază, că vorbeam. Sunt gata tricourile, apropo, pe după Adeborn. S-ar putea să mi le aduc acum doamna de acolo, de la Serigrafica. Aici, la tineret. Da, sunt gata tricourile. Alea, roz. Oh, 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 dai, 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 dai! No, hai mă, că ăla era! Ăla era, de ce? Pendă, când atrezi picioarele egale, egale. Nu pune primul și pe aia pe al doilea. Amândouă în același timp. Dar era să-l iei. Ăla-i! Hai că-l... Mamă, în seara asta este de handstand. Știi cum e, Rihanna? E mult până-l iei odată. Odată trebuie să-l iei, atât. Da, 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 ăsta este. Bă, ăsta este. Hai, hai că ăsta este. Ăsta este. Gata. Stai că... Nu!
atât de aproape, ți-a căzut o cască. Iar ai fost aproape. De data asta ai aterizat cu ambele picioare, știi? Dar aruncă-ți pe ăla, că îl pune. Scad toate chestiile din buzunare. Faci cu imbus prin buzunar. Aoleu! Asta e. Bă! N-a fost ăsta. Uite pe Teo acolo, e intensie. Bă, ce faci, mă? Mamă, stai că n-am nimerit. Nu contează. Stai acolo. Nimic? Pauză. Nu ești gata? Da. Așa, back to back with Oleg. Again? Aici. Deci fiți atenți. Mi-am schimbat din nou axele. M-am dat foarte mulți ani de zile freestyle pe Tracker Trucks. După aia am trecut la Tracker Trucks, la modelul mai înalt. După aia am încercat Film Trucks, am un recent Film Trucks, a fost ok. Un pic mai înalte decât Tracker Trucks, dar a fost ok. Iar acum am revenit la Independent. Am mai avut o singură dată Independent prin 2014, dar nu prea mi-a plăcut atunci, nu știu, stăteau într-o parte când făceam Coco Slide. E ceva ce nu mi-a plăcut atunci. Și acum mai stau cât de cât un pic într-o parte și trebuie să le mai reglez până când se așează ca lumea bushing-urile noi. Dar am început să-mi placă independenturile astea. Sunt mai înalte și tricurile devin mai ușor cu astea. Devin mai ușoare. Nu mai ușor, devin mai ușoare. Da, deci îmi plac foarte mult axele astea. Acum să văd cât stau și pe independent. Dar am impresia că o să stau ceva. Asta am vrut să zic. Mersi pentru că m-ai filmat. Și a luat și Oleg axe independent, avem la fel, are și Dani axe independent, avem la fel, are și Alexandra axe independent, are și Ianis axe independent. Are Isam. Da, le are pe alea de la Isamu, de la primii de la placă. Bine, și Riana are Paris, dar sunt foarte asemănătoare cu astea. Da, dar sunt aproximativ la fel ca astea, ca și forma și înălțime. Tu ai Tensor, tu ai Tensor, ca și Carmen, da. Am obosit. Ambele picioare, egalează-le la aterizare. Da! Mă... N-am chef să mă... La Craiova ploua, ți-am zis. N-am chef să mă gata. Maybe a little rain. Dar e vară, bă. Vrei să zici ceva? Au! Nu crezi că îl iei azi? Dar l-ai luat deja, de fapt de 3 ori l-ai luat deja, dar nu ai stat pe placă. Deci... mai greu, soarele ăla. Ce e, bossule? Mamă! Dacă se întâmplă că vrei să vezi handstand. Yes! Oh! Sroți de la Isamu. Pau pe alta. Sunt de la Isamu. De la Pau pe alta. Mor. Dar sunt cam dure, m-am dat puțin pe ele. Da, sunt tari. Sunt de la Isamu. It's all good. Yeah, I know. Don't worry.
His foot is slipping from the nose when he's doing rim flips. Hi. Yes! 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 Bandaj de a fi portar. Aceasta. Ah, finger tape. Și o să portar și îmi pun pe digete. Da, merge. Sunt bune alea. Da. Cred că aici o să închei vlogul. Ne auzim la următorul. Peace out!